Salutare națiune, salutare legiune și bine te-am găsit la un nou episod Marca EA. E marți, deci Marca Matchups ASBC la doar câteva minute după ce a fost postat. Încerc să păstrez tradiția Fast and Cheap și să adaug un eventual fresh la combinația asta pe cât posibil. Hai să vedem ce surprize ne-au pregătit cei de la ei. Dar înainte de asta, nu uitați de butonașele fermecate, like, share și subscribe. Ok, domnilor, și avem naționale. Din păcate, România nu e băgată în seamă, ca de obicei. Prima combinație, Portugalia-Croația. Trecem la pripinele. Portugalia, un jucător de la Portugalia, un jucător croat, minim 2 jucători rare pentru un overall rating de 75, Team Chemistry 85. Am mers pe Liga 9, pe Portugalia all the way, chiar am permis luxul, dacă pot spune așa, să arunc în combinație 3 silver. Destul de ieftin pentru un pachetel decent. Gold player spec, submit și trecem la combinația cu numărul 2, Columbia-Venezuela. Ei, și aici ne cer ei un jucător practic, fie de la o echipă, fie de la alta, și 3 gold. Mă combinăm aici cu 3 gold din Argentina. Doar 3 jucători din aceeași ligă. Și atunci mă combinu aici cu ăștia din Columbia. Ne-au cerut una, am băgat 3. Și Germania. Germania 3 cu Germania 2. Bronze all the way, în afară de ăștia gold. O ținem cât de jos și cât de ieftin posibil. Dăm submit pentru un rare gold pack. Mă, pachetul în sine e mișto. Din păcate mie îmi pică numai porcării la pachetul ăsta. Pachetelul frumușelu. Combinația cu numărul 3 și cea mai ieftină. Bronze al 2, practic un jucător din Scoția, un jucător din Belgia. Minim 4 list, Team Chemistry 75. Mă combin eu de Scoția aici, fac o legătură aici cu Anglia 3. 3 jucători din Belgia, 2 din Anglia, 4 ca să dea la număr. Extrem de ieftin, nici nu se merită altfel pentru un premium gold pack care e subțire. E subțirel, subțirel. Cel mai subțirel, cred. Și suntem la ultima combinație, last but not least. United States versus Brazil. U Brazil. Și aici a ratat un jucător. Să fie primit. Cere un jucător din state, un jucător din Brazilia, minim 4, club avem 10, team overall de 72, team chemistry 75 și cum spuneam, mai avem nevoie de un jucător aici pe care n-am ratat. Ia să luăm noi pe fuguța, de parcă mai contează. Dacă am dat-o de gard. Ia să vedem, mă, cu un 69 ăsta untradeable, dă la număr. Oh, dar ce frumos dă. E untradeable, nu? Exact. Asta e și ideea. Hai că am făcut-o și pe asta, un small gold player spec. Bă, și ăsta e modest, și ăsta e modest. Dar în fine, noi să fim sănătoși. Submit. Practic ultima combinație, dar și nu ultimul pachetel. Advance și luăm un rare player pack. Bă, ăsta e un pachet bun. Chiar am prins jucător mișto data trecută la combinația asta pe pachetelul ăsta, ca să zic așa. Pozil 88, un jucător de 84, de 84, unul de 86 și vreo de 84. Hai să vedem, hai să vedem. Ok, Marca Matchups completed, mergem direct la store, unde mai avem un pachetel păstrat de vreo 20, nu? Ce era un premium gold pack. Hai să începem cu astea mici. Hai, dă-ne ceva bun. Hai. Op, și avem un rare, nu avem board, dar nici nu avem pretenții la astfel de pachetele. Băi, o dau așa pe natural, nu editez, o dau cum intre, cum iese, e important să nu scapă o postie la gură. Casabelu, un jucător
Care e? Hai să-l trimitem și pe ăsta pe transfer list. Oh, dar e untradeable. Ce se întâmplă, mă? Iar am dat tradeable de. Deci pe ăștia luăm fix ciuciu. Nu-i nimic. Hai să trecem la următorul premium gold pack. Hai cu bordul. Nu avem board, e rare, să sperăm că e tradable. Să sperăm că e tradable. Și e tradable, da. Poate, da, subțirel, frate, subțirel, subțirel. Foarte bun, ăsta hai să trebuie. Da, altul, da. Da, pe transfer list, pe ăsta mai ceva și varză. Varză de Bruxelles. Varză de Bruxelles. Ok, nu e important. Hai să luăm așa, nu? Small gold press pack. Unul rare. Să sperăm că o să fie board. Nu e board. Dar măcar e gold. Da, da. Nu e bine. De fapt tot sunt gold. Moveno, 80 euro de mani. Subțerel, tata. Subțerel și ăsta. Dar nu mai pune la inimă. Absolut deloc. Gold press pack. Că schimbăm locul, schimbăm norocul, ca să zic așa. Hai cu bordul la blestema, nu? Aiei! Op! Și evident că nu avem bord. Rare îl avem oricum. Da, 80. Pedro Leon îl avem și pe Williams. 82. Modest. Oh, și Kirikesh, respect Kirikesh. Ne reprezintă bine Kirikesh. Special la transfer list. Ok, mai avem astea două. Real gold pack și real press pack. Evident că o să-mi pun ăsta la urmă. Hai aici, mă, frate, aici nu-mi dă mai nimic. Dacă e board de 83. Dar măcar să fie board. Hai, nu nici măcar board. Ce vă spuneam, frate? Deci ăștia de la ei mi-au servit rahat turcesc. Tot FIFA 18 ăsta cu mici excepții, foarte mici excepții. Dar în general, nașpa pachetele pe ăsta, nașpa de tot. Am și voi. Club. Oh. Real Madrid. Transfer list și avem și 500 de leuți. Hai mă, ăsta e la mare. Aici sigur o să ne dea board, nu are cum, frate, dar ideea e să ne dea unul bun. Data trecută l-am luat pe Ozil, bă, măcar un 85-86. Dar norocul meu mă declar mulțumit. Hai cu board-ul, cum spuneam, avem, nu e special card. Nici nu mă așteptam. Espania e Cam de la Manchester. E doar Mata 84 pe care l-avem deja pus pe transfer list. Slab, frate, slab de tot. Slab, slab. Dar l-am prins pe Ozil data trecută. Praf, mă. Bate vântul frunza în dungă, unde ajuns să ne ajungă. Carvajal 83. Praf, hai să vedem ce mai avem aici. Da, praf și pulbere, aia ăștia pe transfer list. Un pack slab. Un pack slab list. Ia să vedem cât se dă. 4.000 și nici măcar 4.000. Cum spuneam, foarte, foarte slab. E și normal, prețurile sunt foarte jos. Așa se întâmplă la final de joc. Eu trimitem deja pe transfer list, nici nu ne trimit la club. Și ăștia îi trimitem la club. Da, fraților. Și hai să vedem ce avem acolo pe lista. Uite, am și dat 2. Pentru că stăm bine de tot. 400-400. Preț de discard, ce spunem. Și aici avem o listă plină de jucători. Destul high rated. Avem de 83, 85, 86. Socrates de vreo 2 ori. 84, o grămadă de 84. Cum spunea Socrates încă o dată. Mata, acum. Schelsburgheta 86, Mustafi, Ozil, cum spuneam, 88, avem și pe Lukaku 86, Koulibaly, băi, deci sunt jucători, da, eu i-am păstrat pentru că așteptam SBC-ul cu Ronaldo, ca să fiu sincer, care nu a venit,
Așa că îi scot pe transfer. Să mai facem niște bani pentru drafturi. Da, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi, cam atât pentru combinația de astăzi. Nu uitați de bucutonașele alea fermecate, like, share, un eventual subscribe dacă considerați că acest canal are ceva potențial. Până data viitoare, peace!